Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou material. Fac exit din EGLD și intru în Bobber. O să discutăm despre lucrul ăsta astăzi cu dumneavoastră. Este Robert Greco cu cele mai importante update-uri din zona cripto. Vă rog să rămâneți până la finele acestui material, să nu ratați și noi evenimentul. Nici în acest material și nici din celelalte, cum vă învăț de fiecare dată, și puteți sprijini tot ce facem aici apăsând un simplu like care e gratuit, poți să-l apeși chiar acum, și desigur un subscribe, adică să te abonezi. Și poți să apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez, ca să nu ratezi oportunități. Am vorbit despre deciziile mele cu privire la EGLD într-un material care se numește, sau ridic o întrebare la fileu, fac exit din EGLD. Și dacă da, de ce nu? Căutați materialul acela pentru că o să vă servească. Nu o să fac exit din EGLD să intru în Bobber, o să fac exit din EGLD când îi primul target stabilit de mine. Și v-am spus și de ce fac lucrul acesta, da? Un material fain și acela, postat în urmă câteva zile, tot din mașină, vă îndemn să mergeți să îl vedeți. Am vrut inițial să merg la birou să vă filmez. Asta e a doua dublă, aș putea să spun că prima dată m-am trezit, nu mai merge la valiera, nu știu de ce, o să verific mai târziu lucrul acesta. E al doilea material, dar nu mai contează, am simțit să vă fac acum un material de dimineață care sper să vă ajute, care sper să vă servească, să vă delecteze. Vă doresc o săptămână bună, prosperă, plină de binecuvântări, oportunități și ce mai vreți dumneavoastră de cuvință. Totodată, dragii mei, e foarte important să înțelegeți niște lucruri când vine vorba de piața cripto. Unul la mână. Încercați să nu vă precipitați contra vântului, pentru că asta au făcut cei care au intrat sau care au spus de BTC că de la 40.000 merge în 30.000, de la 50.000 merge în 30.000, de la 60.000 merge în 30.000 înapoi și de la 70.000 după ce am stabilit un nou all-time high și acum se așteaptă aceiași urși, aceiași oameni să mergem înapoi. Suntem într-un bull market. Cei care sunteți noi ați intrat într-un bull market și încă sunt foarte multe oportunități. Încă n-a început pronunțat sezonul altcoinurilor. Încă sunt foarte multe oportunități. Vreau să le înțelegeți, să le procesați bine și să nu le ratați. Foarte, foarte important. Dar ceea ce discutăm aici, ca disclaimer, nu constituie sfaturi investiționale, ci sunt părerile mele pe baza analizei pe care eu o fac. Bun, revenind la Bobber, care e faza cu acest meme coin? E un meme coin care a apărut în ecosistemul Multiverse X. E bine? Da și nu. E bine pentru că poate să aducă retail, dar ce fel de retail? Până la urmă aduce gambleri. Da, mult retail a intrat prin intermediul Shiba, Doge, în cripto. Că asta se întâmplă. De ce? Pentru că oamenii scălăuziți de euforie, scălăuziți de valuri, scălăuziți de un prieten care a băgat 5.000 de dolari și a făcut 20.000 într-o zi, că Bobber în ultimele două zile cred că a făcut X-uri multe, da? Și că mai are ca și proiecție să facă. Suntem undeva pe la 10 milioane market cap și se vehiculează că o să ajungem undeva pe la 100 de milioane. Care e faza cu Bobber? Sincer, nici n-am studiat foarte mult. Dar nu știu dacă e ceva de studiat. Meme coinurile îs efectiv niște tokenuri fără utilitate, fără sustenabilitate, da? 0 puncte pentru utilitate, 0 puncte pentru sustenabilitate, 0 puncte pentru, nu știu, perspectivă sau scop, viziune, 0 puncte pentru echipa. Aici e și discutabil că e politic. Nu vreau să intru în mai multe detalii politic, grimele de rigoare, cam politică. Da? Deci 4 de 0. Și un punct, atenție, pentru comunitate. 1 și cu 4 egal 1000. Da? Avem un proiect, doamnelor și domnilor, de 1000 de puncte. Unul punem înaintea celor 4 de 0. De ce? Pentru că atunci când vine vorba de proiecte de natura aceasta, de meme coin-uri, comunitatea face totul. Comunitatea sunt cei care ridică un proiect, comunitatea sunt cei care coboară un proiect. Dar vreau să fiți foarte atenți. De asta am spus că nu sunt sfaturi investiționale. Se pot face bani cu Bobber? Probabil că da. O să piardă mulți? Probabil că da. De ce? Pentru că mulți nu își fac temele. Un meme coin de aceeași comunitate care îl ridică poate să fie coborât, ca un domino. Dacă cumva avem un dump în piață, o balenă care are mai mult Bobber dă un dump în piață, da? Poate cealaltă comunitate se sperie și începe hate-ul, începe nebunia, începe cancanul și se termină era Bobber. Nu vrem asta, desigur. De ce a apărut un proiect de natura aceasta? Din punctul meu de vedere, cred că din pură întâmplare, că ori mai fost tentative de meme coin în Multiverse X, dar au profitat că într-un ciclu de bull market, ce se întâmplă? Avem și proiecția asta de meme coin season, un sezon al monedelor de rahat, fără utilitate. Dar oamenii sunt aici ca să facă bani. Înțelegeți? Până la urmă, ce utilitate? Sigur, și tu care te uiți, vrei să faci bani. Vrei să mai auzi un pont, vrei să mai auzi o idee, vrei să mai auzi o viziune, corect?
Despre asta e vorba, trebuie să fim real, trebuie să dăm lucrurile, trebuie să spunem lucrurile pe nume, trebuie să... Eu vă spun lucrurile pe șleau, da? Și cei care mă urmăriți de o bună bucată de timp, deja știți toate acestea, desigur. Și o a apărut din greșeală, din punctul meu de vedere, dar greșeala s-a transformat într-un hype. Și acest hype prinde validitate. Acest hype ajută Multiverse X cum? Aduce retail, aduce oameni de pe alte chain-uri și pe Multiverse X. Da? Fostul Eagle, fostul Elrond. Și atunci, e benefic. Că de asta și Benjamin Mincu, că are o, poate mai multe proiecte cu sustenabilitate din ecosistemul Multiverse X, pe care nu le-au promovat. Și nici nu știu dacă o să le promoveze. Dar o ales să promoveze un shitcoin. Bine, de ce zic că e politic? Din mai multe considerente, nu vreau să le dezvord foarte mult, sau ca în politică, că e politic, e ciudat să spunem așa. Sunt niște interese, da? Habar nu am. Poate că Benny se știe cu nu știu cine, care probabil a creat un token de natura aceasta, nu? Suntem prieteni, mai ieșim la o cafeluță, hai să mai aducem hype în ecosistem. Nu-i neapărat rău. Astea sunt treburile lor, nu ne mai interesează pe noi. Ați înțeles? Ideea e că trebuie să profităm de anumite valori. Totodată, nu vă lăcomiți. Da? Valurile acestea, cum vin așa, de multe ori se și duc. Trebuie să fiți inteligenți. Deci, nu-i vorba de sustenabilitate, nu-i vorba de echipă, nu-i vorba de utilitate. E vorba de hype. Încă o proiecție. Vor să listeze pe CEX-uri. E bine dacă o să se listeze pe CEX-uri? Da și nu. Și o să vă explic, pentru că am primit și întrebarea aceasta. Da, pentru că expunere mai mare, ceea ce poate să însemne capital mai mare, volume mai mare de tranzacționare, bani mai mulți în bobăr, ceea ce poate să însemne X-uri. Atenție, dacă mulți nu o să vândă. Pentru că CEX-ul reprezintă o oportunitate mai detașată să și vinzi, să te scapi de un proiect. Da, așa acum se poate lua prin intermediul X-Portal cu EGLD și așa mai departe. Dacă, de pildă, o să fie listrat pe un CEX, nu știu, pe MEXC, pe Bybit, care mai ies în sfârșit, o să constituie oportunitate ca mult să facă și exit, sell. Înțelegeți? Direct în, poate, USDT. Bine, pot și în USDC, direct pe X-Portal. Dar asta e o altă discuție. Deci da și nu, e cu sui și coborâș. Eu o să-mi aloc o anumită sumă, atenție, bani pe care eu mi permit să-i pierd, fiecare să-și cântărească nivelul în dreptul lui și să vadă dacă își permite să pierdă ceva. Nu sunt sfaturi financiare, nu fac shilling pe acest proiect, nu-mi pasă. Vreau să... Sunt aici pentru comunitate, sunt aici pentru voi, sunt aici pentru a vă spune lucrurile exact așa cum sunt și fiecare să își ia deciziile în dreptul lui. Proiecția scurt pe săptămâna aceasta, avem 5 speaker de la Fed, ne așteptăm ca BTCN să facă, să transforme 66.000 ca suport. La ce ne mai așteptăm? Ne mai așteptăm, dragii mei, ca să existe volatilitate în piață, ne mai așteptăm de la Bitcoin, doamnelor și domnilor, să revendice 70.000 dacă stabilim suportul de la 66.000. Astea sunt așa câteva elemente. Una peste alta, ce vreau să înțelegeți? În 17 aprilie ne vedem la Dubai la evenimentul The Secret. Prima ediție, primul lot de bilete VIP a fost epuizat, pentru că după eveniment mergem la Atlantis Royal, restaurant cu stele Michelin, unde avem networking de proporții, vă dăm strategiile noastre pe tavă, avem un moment mai intim pe lângă evenimentul propriu zis cu cei care și-au achiziționat ticketuri VIP. Și pentru că cererea a fost foarte mare, am mai dat drumul la un număr de ticketuri VIP. 17 aprilie 2024 la Dubai, la The Secret, împreună cu Mihai Daniel și Cristian Chifoi, o să fie un eveniment inedit. Este un eveniment deosebit, nu îl ratați, achiziționați-vă bilete VIP, vă las un link în descrierea acestui clip, foarte, foarte important. Dacă vreți să aprofundați, vă îndemn să deveniți membri premium la noi în Greco Capital, în școala noastră, unde discutăm despre diferite proiecte, unde învățăm despre investiții, unde ne educăm financiar, investițional, da? Unde avem poate uneori diferite tranzacții, dacă pot să le numesc semnale. Dar chiar ieri am dat o tranzacție faină pe Ajax și chiar am făcut-o publică și pe X cu 3
pe Twitter, dacă mă urmăriți acolo, cu 3 TP-uri, și la mine pe Instagram, pe Story, dacă mă urmăriți, dacă nu, vă îndemn să mă urmăriți, link-urile oficiale în descrierea acestui clip. Și ambele, toate 3 TP-uri, pardon, au fost atinse. Da? Deci felicitări celor care ați intrat, pentru că mi-a scris mult și în privat. Vă apreciez, vă stimez, vă respect. Link în descrierea clipului, din nou, ca să deveniți membri premium la noi în Greco Capital, un abonament recurent, plată recurentă în fiecare lună. Puteți să vă luați un abonament și pe 6 luni. La un an de zile câștigați 2 luni de zile, adică plătiți 10 și 2 sunt bonus. Cred că o să vă servească. Fiecare să cădrească în dreptul lui cât își dorește să investească până la urmă în educația lui. De ce nu? Vă salut cu mult drag, vă salut cu mult respect. O săptămână deosebită în continuare. Mâine ne vedem la Pont de Marți în Clipto, mâncând cu drag Robert.